și mulțumesc pentru... Bună seara, domnule Călinescu, cu multă plăcere. Prezență, da. Cred că prin anii 2000, ce era? Sergent, locotenent? În anii 2000, în anii 2000... Erați în școală? Nu, am terminat școală, domnul Călinescu, eu sunt... Mi-aduc aminte, erau alții reprezentanți. Eu am terminat liceul în 1982, școala militară în 1987, am o vârstă, am 57 de ani. Să fiți sănătos. Doamne, și ce grad aveți? Ce făceați în poliție? Eram șeful postului de poliție Grădiștea din județul Călăraș, în anul 2000-2001. Ah, bun. Deci, da. Lucram, o comună cu 6.000 de locuitori, 23.000 de hectare, o comună cu potențial, poate chiar cea mai bună comună din județul Călăraș. De județul Călăraș. Eu sunt mândru și mă... Era un județ, semestru ăsta odată, dar... Este păcate... un județ, să știți, cu ocupândere agricolă, dacă politicile ar fi dezvoltate... Industrială. Acum mai slăbut industrial, pentru că acel combinat siderurgic a fost închis, a fost ras, practic, de pe... Avea o industrie bunicică, avea port, avea agricultură, cum spuneți dumneavoastră, după care s-a cam... Dar nu despre asta este vorba. Da. Și cum ați ajuns la București? Păi la București am ajuns prin prisma sindicatului, am fost ales în această funcție și sigur că sediul social fiind la București a trebuit să mă mut. Deci șef de post din Grădiște ați ajuns sindicalist. Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, președintele Federației, vicepreședinte Cartel Alfa, da. Am fost ales. E afiliat la un cartel? La Cartel Alfa. Am fost vicepreședinte până am intrat în Parlamentul României, fiind incompatibilă, sigur că mi-am dat demisia din acele funcții. Acolo sunt... Am fost cu domnul Hosu mulți ani. Cu domnul Hosu, asta da. Vreau să spun, că sunt unii care... Da. Nu sunteți singurul sindicalist care... Dar de ce intră un sindicalist? Că nu sunteți singurul. Da. Pe de-o parte, Hosu, nu știu, Costin... Nu mai știu, Brătianu, dacă mai fi, sau... Sunt unii care au rămas acolo și... Care au rămas la sindicat. O să rămână pe veci. Cornel Rădoi, la metrou. Dar sunt unii care au intrat în politică. Mitrea, Ciorbea... Da. Rădoi, la un moment dat. Da, sigur, e o opțiune. Sigur, eu am avut ofertă de la președintele PSD Călăraș și domnul Iliuță Vasile. A fost o discuție extrem de aplicată și pe un termen rezonabil. Am gândit profund. Și până la urmă am luat această decizie, am zis, domnule, cred că e nevoie să arătăm că și în politică e nevoie de alt tip de comportament, e nevoie de oameni care să vină către interesul general, către om în mod direct și să preia acele probleme de la alegători, să încerce să le rezolve, pentru că sunt extrem de multe probleme, oamenii sunt sau au fost abandonați, în opinia mea, în ultimii 30 de ani. Eu aud pe președintele partidului dumneavoastră, pentru că sunteți în PSD, și spune, domnule, și mai sunt vreo ministru... Muncii Budei, Marius. Așa, da. Noi trebuie să reparăm niște lucruri din trecut, dar și PSD-ul ăsta, sub o formă sau alta, începând cu 90-92... cum se chema atunci, da. Sau nu știu ce. A avut diferite forme, da, corect. 96, 2000, continui să spun, 2004 a avut chiar tot președinte, prim-ministru, guvern și... 2004, da. 2009. Când vii și spui, trebuie să reparăm astăzi, în 2021, la final, niște greșeli, de ce nu vii să spui... 30 de ani. Jumate au fost ai noștri, dar mai mult cumva că PSD-ul a fost okay. Și în combinația cu PNL-ul. Prima căsătorie. E adevărat ce spuneți. Graficul indică un ușor avantaj al PNL, dar una peste alta se poate... Adică PNL-ul a făcut greșeli mai mari sau mai multe lucruri bune? Nu de greșeli mă referam, la guvernare. PNL-ul are o perioadă un pic mai din grafice rezultă lucrul ăsta, dar până la urmă nu asta contează. Dacă puneți PD-ul, poate, perioada Boc, unde o puneți? Nu contează lucrul ăsta până la urmă. Important este, putem să o împărțim. Dar de ce să zice în anul 2000, când a fost PSD-ul plin până în 2004, n-a făcut niște lucruri atât de solide și stabile încât peneliștii să n-aibă tupeu să le schimbe. Păi eu știu câteva lucruri pe care PSD-ul a făcut în perioada 2000-2004. Pot să vă enunț acel cod al muncii, care extrem de bine aplicat. În 2003 a fost elaborat legea sindicatelor, legea 54, care ulterior la presiune... Se înțelege mai bine PSD-ul cu sindicatele decât centrul dreapta? Eu vorbesc din perspectiva reglementării. Da, acel cod al muncii din 2003 și legea sindicatelor din 2004 au fost cele mai bune legi, în opinia mea, în perspectiva aceasta socială, pentru că ulterior s-a simțit nevoia schimbărilor și amintiți-vă de acele puternice mișcări din 2010-2011 când a fost modificat prin ordonanță de urgență atât codul muncii cât
și legea sindicatelor și sigur că au venit cu niște lucruri care au îngrădit, dacă vreți, participarea la viața socială a angajaților, că aici e vorba de, până la urmă, de un raport corect care ar trebui să existe în piața muncii între angajat și angajator. Aia este toată filozofia. M-am documentat o leacă. Suntem cea mai bugetară țară după glob, în afară de China. Sens? În sensul că sunt enorm de mulți angajați la stat. Mult mai mulți decât ar trebui. S-au înființat acum, de exemplu, dau un exemplu de azi. Buf! Încă două ministere. Deci asta înseamnă, auzeam pe doamna Firea că zicea, bă, rea PPS-ul, un sediu, adică înființăm un minister al familiei, da, care probabil o să aibă, nu numai pe doamna Firea, o să mai aibă 10-200 de angajați pe acolo de birouri, că dânsa este expertă în crearea de, da, cum a făcut și la primărie, regii nu mă interesează, poate să creeze toate. Mai că banii ăștia, cum să spun, trebuie să vină de undeva. PSD-ul și PNL-ul și UDMR-ul nu vin cu bani de acasă. Să zic că Hunor, bă, nimeni eu pun 3 miliarde de la bunica. Nu, ca să mai facem 3 ministere. Și banii publici, dacă vreți, în opinia mea, e o falsă teorie, pentru că sunt bani privați. Sunt banii noștri din taxe, domnule, impozite. Și cum poți să te duci la coaliție, spui, bă, trebuie să mărim pensiile, alocațiile, dar de unde se iau banii? Suntem obligați să le mărim. De unde se iau banii? Imediat. Suntem obligați să le majorăm, pentru că 2020-2021, dacă observăm piața economică, o să fiți de acord cu mine că a scăzut drastic, dramatic, că mergeți la piață și v-am observat puterea de cumpărare. Eu mă încăpățânesc să-mi pun în spatele Bun, casei. Okay. Și eu când aud că se scumpesc ouăle, laptele, pâinea, zic, bă, înseamnă că sunt mort complet. Dar nu toți avem găini, știți cum e. Păi, dar de ce am plecat de la țară, domnul? În regulă ce spuneți dumneavoastră, eu vorbeam într-un cadru generic. Acum, în particular, sunt oameni care procedează te ca și dumneavoastră. Obligă cineva să lucrezi la oraș? Nu, nu obligă nimeni. Stă pe nimeni. Pământul plin de ciulinci. Eu vreau să spun că și la țară, fiind, dacă vreți, a crescut prețul energiei, da? La lopată și la furcă n-a crescut. Dumneavoastră acasă la țară nu puteți să vă produceți tot ceea ce aveți, nu? Jur.